Săptămâna trecută, domnul primar a semnat contractul de finanțare pentru proiectul privind dotarea ambulatorului integrat al Spitalului Roșinesc Cernavodă. Este un proiect în valoare de 1.600.000 de euro, prin care ne dorim să dotăm toate cele 11 secții ale ambulatorului Spitalului Roșinesc Cernavodă cu aparatură modernă, cu mobilier și cu echipamente IT. Prin ce este finanțat acest proiect? Acest proiect este finanțat prin programul operațional regional AXA Prioritară 8. Aș vrea să ne descrieți așa de ce fel de echipamente va beneficia spitalul. Fiecare secție a ambulatoriului va fi dotată cu o serie de echipamente moderne, printre care vă pot spune câteva. De exemplu, pentru secția de chirurgie se va achiziționa un ecograf performant. Pentru secția de medicină internă va fi achiziționat un electrocardiograf. Pentru secția de obstetrică ginecologie vom achiziționa, cel mai important lucru, un ecograf 4D. Trusă de instrumentar, tot așa moderne și performante. Laboratorul ce va beneficia? Laboratorul de analize va fi dotat cu un aparat de apă sterilă, aparat VSH, analizor automat pentru electroliți. Ce anume vreți să achiziționați pentru secția de pediatrie? Într-adevăr, copiii sunt cei mai importanți pentru noi. Vom achiziționa un ecograf Doppler, cântar pentru sugari, electrocardiograf. Secția de cardiologie va fi dotată cu un electrocardiograf performant, cu un ecocardiograf foarte bun, cu defibrilator, aparat pentru determinare indice gleznă-braț. Vorbind despre acest proiect, când sperați să înceapă implementarea lui și cât ar trebui să dureze această implementare? Săptămâna trecută am semnat contractul de finanțare. Deja noi pregătim prima cerere de rambursare prin care să solicităm banii pe care i-am cheltuit până acum cu pregătirea proiectului. Vreau să precizez că toată suma pe care noi am solicitat-o în cererea de finanțare ne-a fost aprobată. Ni s-a transmis că este un proiect bun. Următorii pași, în curând, vom trece la implementare, respectiv la procedurile de achiziție pentru cumpărarea acestor aparate. De când nu a mai fost dotat spitalul cu asemenea aparatură? Nu a fost dotat niciodată spitalul cu asemenea aparatură. Este foarte important pentru noi această inițiativă care a fost luată de autorităților locale împreună cu managementul spitalului să fie dotat ambulatoriu. Este un mare ajutor pentru noi pentru a diagnostica corect pacienții, de a trata pacienții cu standardele europene, ținând cont de patologie. Noi, în momentul de față, nu aveam această posibilitate și trebuia să trimim pacienții până la Constanța. Și supraîncărcam și colegii noștri de la urgența din Constanța, cu care avem un protocol. Având în vedere că Cernavodă este un oraș potențial cu aproximativ 20.000 de locatari, acest ambulatoriu, în momentul în care o să fie dotat corespunzător și o să fie un ambulatoriu care va crește adresabilitatea specialităților și pacienți care o să beneficieze de consulturile de specialitate, este foarte bun în primul rând și pentru pacienți, dar este foarte important pentru noi medici că o să avem un mare folos de această aparatură care o să vină și o să fie dotate toate cabinetele noastre. Eu sunt de cardiologie și cardiologia are o adresabilitate crescută din cauza patologiilor care sunt peste tot și noi în momentul de față nu puteam să evaluăm pacientul complet pentru că era lipsa de această aparatură medicală. O ecografie cardiacă este foarte important la prima fază pentru a diagnostica corect și afecțiunile acute. Și o să fie un mare ajutor pentru noi.
aveți toate, eu știu, tot necesarul îndeplinit? Nu putem să spunem că este un tot necesarul îndeplinit, dar este un pas foarte mare și care acum, în momentul de față, o să fie un mare ajutor pentru medici specialiști care lucrează, cardiolog, neurolog, chirurgi, gastroenterolog care urmează să vină. Și cel mai important lucru este că dacă noi o să avem aceste dotări, este o zonă foarte mare care noi acoperim. Adică în momentul de față, Cernavodă până la Constanța sunt pacienții care se adresează spitalului nostru și nu numai, și din alte localități pe lângă. Este un câștig mare pentru oamenii care stau în zona asta. Ne-am descurcat și cu aparatura care am avut-o, pentru că avem medici care își fac profesia cu seriozitate și cu se dedică în ceea ce fac și bineînțeles că dacă vom avea aparatură nouă, sigur că ne vom descurca și mai bine decât ne-am descurcat. Noi așa credem că o să fie foarte bine. Pentru această secție, de exemplu, pentru obstetrică ginecologie, am văzut un ecograf 4D. La ce v-ar ajuta un astfel de aparat? La monitorizarea sarcinii. Vor fi imagini mult mai clare pentru a monitoriza fătul de la începutul sarcinii până la sfârșit. Să știți că oamenii, chiar dacă vin din mediul rural, oamenii se uită foarte mult la aspectul cabinetului. Noi stăm totuși bine față de alte spitale. Pot să spun că am fost chiar și în Constanța și eu am fost pacientă, am ajuns acolo la județean și am zis, nu, Doamne, vreau să mă întorc la mine în Cernavodă, unde este curat, unde este bine și avem tot ceea ce ne trebuie.